Omul de zăpada lui Roxy. Seamănă cu tine, mărioară. De aia la peruca. Seamănă cu tine. Bun și pălărie. Bună, prieteni, eu sunt Simon. Și eu, Roxana. Și astăzi vom face un vlog despre zăpadă. Da, despre zăpadă. Și nu ne vom bate cu bulgări, ci vom face câte un om de zăpadă de fiecare. Iar care va face cel mai frumos om de zăpadă va câștiga. Ideea stă în felul următor. Vom merge sus și vom avea de ales câte două iteme din fiecare cameră. Două chestii cu care să le pui la nas, la gură, înțelegeți voi ce vreau să zic. Și doar alea le putem folosi. Mai avem voie să luăm și de afară, dar vedeți că nu prea ai ce să găsești afară ce să iei. Pentru mâini, pentru alea vom folosi crengi. Dar acum hai să-i dăm drumul sus să ne alegem itemele pentru omul nostru de zăpadă. Hai. Două dopuri de astică. Avem dopuri de două. Perfect. Și morcov pentru nas. Perfect. Eu o să aleg din dulapul cu costume pălăria asta și peruca asta. Aș merge așa pe o pălărie de asta mai de domn, așa fac un om de zăpadă mai domn ca mine, nu? Oh, perfect. Uite ce bine arată asta. Poate-l facem vampir, uite, și o pelerină. Deci eu iau pelerina și pălăria, două lucruri. Hai să vedem ce mai luăm. Trebuie să iau ceva din bucătărie. Din păcate, Roxy deja a luat morcov, care era cel mai mișto la un om de zăpadă. Știți că din morcov faci nasul. Ia să vedem ce mai găsesc eu aici, că morcov nu mai pot folosi. Și ochii super mișto, super mișto a luat cu dopurile de la sticlă. Nu știu ce aș putea să iau și eu să nu... Nu am voie să iau același lucru ce a luat ea. Uite, am găsit ceva pentru nas, dar pentru ochi... M-am gândit la niște măsline, dar sunt măsline de astea verzi și nu cred că ar arăta mișto un om de zăpadă cu ochii verzi. Nu-mi place. Dar nasul... N-am găsit nicio idee ce aș putea pune ca ochi, așa că eu o să iau banana asta și castravetele și văd eu. Poate tai din castravete și fac ochi, dacă nu găsesc în alte camere ceva. Hai să vedem. Gândește-te bine că după aia da, nu mai ai ce. Păi ăla le-ai? Da. Cordonul? Da. Și ce ai mai zis că e? Pasă e zis neagră. Iau, hai, alea două, da? Cordonul și... Hai, dă play. Păi am dat. Ah. I-am dat, vreau să fie vlogul pe real, așa cum e. Pentru gură pasă de dinți neagră, n-am altceva. Și nu știu, ăsta le iau gen fular, prea micuț, dar găsesc eu cumva să-i fac mișto. Am la două. E rândul meu să aleg, l-am văzut de când am filmat-o pe Roxy, cea mai mare prostie care a făcut-o era în fața ei. Spray pentru păr, cu asta pot să fac, eu zic că am câștigat concursul cu asta. Uitați ce mișto face cu negru, o să-i fac. O să vedeți voi. Așa și nici nu mai iau, al doilea nici nu-l mai iau pentru că ăsta mi oferă un avantaj foarte mare. Hai, la următoarea ta. Zi. Las cordonul și iau ăsta albastru. Da, ai văzut pe mine cu spray-ul. Nu, dar m-am gândit la altceva, vreau să fac altceva cu el. No, bun, hai, lași cordonul da? Și asta, da, hai că îți dau drept. Ok. Ferrari. Ochelari? Păi cât da. Îi faci capul de mic? Păi pot să-i bag. Hai, ia! Dacă am dat-o ochelari, dar am găsit alții, ăștia iau. Ok, ochelari de soare. Da, ochelari de soare și al doilea loc nu îmi dau seama, nu plus să găsesc. Da, mă știu ce e acolo, ce e. A, s-a rupt și sertară. Bravo, acum mi-ai dat de lucru. Hai că se trece ziua până termin tu. Păi da, păi dacă nu știu ce să ia ceva la întâmplare, că deja e prea mult timp. Las ochelarii deocamdată. N-am nicio idee. Doar ochelarii? Ah! Oricum, restul lucrurilor le iei de afară. Deci restul lucrurilor o să le luăm de afară. Restul lucrurilor care nu le găsim aici. Deci de afară putem lua orice ne dorim noi, orice găsim. Deci pentru mâini, pentru alea... O căciulă iau de aici. O căciulă iau atunci, hai. Păi da, dacă am și peruca, merge și căciula? Auzi, sutien merge. Păi ai luat pălărie deja. Pune sutien, ia sutien dacă vrei. Da. Ăla am cum să-i la gâț. Ok. Ia, hai. Ia un sutien. Hai. Gata, ăsta. No, bun, hai. Deci ochelar și sutien. Ok. Așa, ce să mai iau? Ai găsit? La țară, nu știu ce să... Uite. Lanț. Iau un lanț și pun un lanț la gât. Asta iau. Și asta.
Deci se aprinde emoticonul ăsta, îl pun în piept sau fac ceva cu el, nu știu. Astea sunt itemele mele, astea sunt al lui Roxy, deci eu am aici pălărie, pelerină, o banană, un spray ăsta negru, castravetele, emoticonul ăsta și un lanț. Eu am aici un sutien. Am, nu știu, ăsta albastru. Și ceva și pe albastru? O să văd okay, eu. Pastă de tins neagră, o perucă, vai de capul ei. O pălărie, ochelari de soare, pentru ochi și morcov. Hai, hai să-i dăm bătaie. Gata? Avem toate itemele aici în ghiozdan, dar din păcate este prea frig, ne îngheață mâinile și n-avem niciunul mănuș. Așa că mergem și cumpărăm mănuși și pe urmă ne apucăm de oamenii de zăpadă. Hai, hai! Hai, Lucy! Haideți! Roxy tocmai o pleca să iei baterie, pentru că n-avem baterie pentru camera, avem una de-ai descărcat, de jumate. Eu am rămas cu Lucy să ne jucăm. Hai, hai Lucy, să ne jucăm în zăpadă. Hai sus! De luță, de mari! Hai, aici intrăm, aici am văzut că are și mănuși. Stai că nu știu, nu s-a luat așa. Hai, leagă undeva pe Lucy și hai să mergem. Am intrat aici, dar nu găsim, nu găsim nicio mănușă. Hai să vedem. Și deja e cam nașpa că se duce lumina, se duce lumina soarelui și nu mai putem filma sau îngheață zăpada. Și acum e perfectă pentru a face un om de zăpadă. Și nu am găsit mănuși și nu știu că e cam departe să mergem în altă parte să cumpărăm. Cred că o să începem să facem cu mâinile goale, că n-avem ce face. O să înghețăm puțin, dar... Îngheță mănuțele! Asta este. Aici mi-am luat mănuși de muncitor. Uitați aici ce mănuși de muncitor mi-am luat. Sper să țină cald, pentru că nu erau mănuși de iarnă pentru mine. Roxy și-a luat mănuși de doamnă. De doamnă Mărioara. Și de asta da, am căciulă, dar nu știu de ce am cumpărat. Nu știu de ce ai cumpărat, să cheltui banii de-a Iulia. O te pun la om de zăpadă. Îi pui la om de zăpadă, n-ai voie. N-ai voie. N-am voie. Lucy, tu ce zici? Ne-ai așteptat, așa-i? Acum, haide să găsim un loc mișto unde să facem oamenii de zăpadă. Hai să vedem un loc așa unde n-o călcat lumea, nu-i bătătucită zăpada. Mă și bâlbâi. Hai Mărioară! No, frate, care manual de instrucțiuni la mănuși. Voi ați mai văzut așa ceva? Ce naiba, doar le bagi în mână și le folosești. Hai! Am ajuns și aici, ăsta e locul unde o să facem omul de zăpadă. Avem aici și itemele, dar eu zic întâi să facem oamenii de zăpadă, după care o să folosim itemele să îi retușăm. Zice! Corect! Hai, hai să-i dăm drumul. Deci poți să încep de aici dacă vrei sau poți de pe partea asta la altă, unde ți alegi tu? De unde vreau, nu? De unde vrei. Dar hai să începem amândoi din același loc, așa să mergem spre o parte. Amândoi de aici. Aici zici? Hai. Hai că-i dăm drumul de aici, întâi fă-ți un bulgăr și după care pleci, că vă că lipește zăpada, e bună. Da. Zici? Dar nu e chiar așa multă zăpadă. Nu contează, ne chinuim, vedem care face cel mai fain. Asta e. Hai, 3, 2, 1 și i-am dat drumul, da? Mamă, nu prea prinde, bebe. Ia să văd cât ai făcut până acum. Lucy! Tu? Lucy! Hai aici, mami! Hai! Nu prinde zăpada, deja au început să înghețe, nu prinde, uitați cât mă chinui, cât învârt la ea și nu se prinde zăpada. Până fac eu un om de zăpadă, nu știu ce oameni de zăpadă o să facem așa. Deci nu prinde zăpada de niciun fel, nu știu cum să fac. Singura soluție care am găsit-o e tot să adun așa, să lipesc. Altcumva nu merge, nu mă uit așa. Uite cât am reușit să fac, deja suntem de 15 minute și doar atâta. Nu se lipește deloc zăpada, uitați. Apăs cât de tare pot și nu se ia, de-abia se ia un pic de zăpadă. Singura soluție e să iau să tot lipesc eu așa. Numai că nu știu cât. Deci uite frate cât dau la el și nu se mărește. Uitați de cât timp dau aici, nu crește mai mare, uite. Uite cât dau la el. Nu mai pot, deja am obosit. Dau la el de... Și uite cât s-a făcut. Păi ce om de zăpadă mi-a lăsat? Mi-a așteptat să fac unul foarte mare. Nu se lipește deloc. Deci că e zăpadă artificială, jur. Nu e nicio șansă, nici așa nu poți să-l faci. Uite, dau să-l fac așa și...
No, mi s-a lipit de tot. Deci, n-are rost să facem vlogul de astăzi eșuat, dar mi-a venit o idee pe parcurs și am zis, bă, dacă nu putem așa, uite cât am făcut deja într-o jumătate de oră, doar atâta s-a lipit astea lui Roxy. Deci la bulgări am câștigat până acum, dacă ar fi să fie un challenge, am făcut mai mare bulgărul. Hey. Dar o să mergem, fug repede, iau găleți. Iau două găleți și o să umplem gălețile, le bătucim și facem din bucățile alea de cum rămâne forma la găleată, încercăm să facem câte un om de zăpadă. Hai că mergem pe găleți. Am fost în pivniță, am luat de aici, avem o găleată mai mică, avem asta pentru cap și avem coșul ăsta mare. Cu asta am luat, o să adun zăpada. Făraș. Și Roxy și-o lua făraș. O să ne folosim ambii de ele, sper măcar să reușim să facem câte un om de zăpadă, că deja ne-am chinuit prea mult după mănuși, după tot, hai să-i dăm drumul. Eu o să folosesc întâi asta mare, Roxy o să-și umple găleata mică și după aia schimbăm și ne facem câte o bucată din asta, umplem, facem și capul și după aia începe să le decorăm, să-i dăm drumul. Hai! Mi-am găsit un loc mișto unde e multă zăpadă, dar sper că nu o să rămână zăpada în găleată. Oare să mai pun? Acum, dacă o întorc invers, iasă zăpada. Încercăm? A? E că l-a pus prea tare și nu mai iasă deloc. N-o stai să vedem. Mă fiți atenți, iasă sau nu? Dar numai că nu-i rotund, ce facem? Dar se desface. Uite, vezi? De ce râzi de mine? Îl facem pe pătrat? Facem o mută de zăpadă de pătrat? Cum vrei să-ți iasă frumos ideea. Păi dar nu merge altfel. Cum vrei? Ok, eu îl fac cum vreau, tu îl faci cum vrei tu. Corect. Bine? Am venit și eu aici, că doar nu-s prost acum, dacă... Eu nu am făraș, da? Vrei să-l împrumut? Nu. Nu am nevoie de ajutor. Dar de ce l-ai băgat la locul meu unde era multă zăpadă? Dar ce? Cine zice că e locul tău aici? Păi am venit prima. Tu ai venit prima și pleci ultima, nu știu. Mi-a căzut telefonul. Poate dacă începeai direct... No, bravo! Păi nu merge! De a doua merge, care i s-o stricat, i s-o spart, îi varză. Îi varză, Roxy. Nu-ți varză, poate varză. Hai că nu mai am mult. Dar cred că trebuie tot bătucită mereu, că atunci nu o să se spargă, dacă o bătuci mereu. Roxy are avantaj și cu fărașul. Merge? Da, e aproape gata. Hai aici să vezi ce plin e. E plin, dar... Sper să iasă, că ăsta are și zimții ăștia. S-ar putea să... Nu se știe. N-ai că-s curioasă când întorci găleata. Eu l-am bătătucit. L-am bătucit cât mergeam transpirat, tot nu mai pot. Hai să vedem momentul adevărului. Și se pare că e super mișto. Deja avem baza, uite ce mișto arată. O să iau acum și găleata și o să facem un om. Nici nu mai umblu la el. Așa las. Hai. Încep și eu acum cu baza. Sper să-mi iasă și mie. Sper. La găleata mică nu mi-a ieșit. Sper încă-mi iasă la găleata asta mare. Nu știu cum a făcut Simon. Am văzut că tot... bătuci zăpada asta, uite așa. Dacă nu iasă, mă rog. Am găsit o nouă metodă. Adun cu asta, mi-adun zăpada grămadă toată. Și la sfârșit o să mi-o adun de aici. Înghețat de aici, nu zbură de nimic astea, nu mai fac nimic. Mă las bătută. Hai, nu renunța. Hai să vedem ce ai făcut aici. Măcar da. Baza să-ți iasă. Da. Dacă nu mi-e și baza, jur că nu mai fac niciun om de zăpadă. Dacă îmi crea apa acum,
Ui că ți-a ieșit, uite. L-am pus strâmb. Bagă găleata pe el și mută-ți-l, dacă vrei. Mamă, așa cum o să... Nu așa, îl tăriai doar. Poate ți-a sparge acum. A, apropo, între timp s-a rupt și fărașul. I s-a rupt și fărașul. Am rămas cu coada în mână la foarte făraș. Negativistă, Roxy, astăzi. Nu negativistă, mă enervează zăpada asta, că nu e bună. Eu deja mi-am umplut și găleata, deja găleata e plină. Hai. Vezi și unde-i drept? Unde vrei tu? L-ai văzut pe al meu aici și ce ai zis? Uite ce mișto e. Pe am zis ca să le filmăm amândouă, să fie, nu? Pune-l aproape, uite aici. Atunci. Lângă al meu. Eu zic aproape, cât să se prindă amândouă ea. Până acum a reușit, hai să vedem. Deci îl scot întâi așa. Ia să vedem. O să-l pun așa. Așa-l pun. Și ăla mic o să fie capul. Al meu e aproape gata. Hai, mai poți? Mai ai? Al meu e prea aproape gata, să-l vedeți, că al meu e aproape gata. Dar cred că o să-i schimb capul, pentru că nu-mi place așa cu capul ăla, e prea micuț. O să-l schimb. Lucy, tu ce faci? Te-ai făcut om de zăpadă? Tu fă-ți cățel de zăpadă. E termin până mâine și asta. Mai poți? Am înghețat. Hai să te vedem. O înghețat nu mai poate, o dor mâinile. Ea e foarte rău cu frigul. Încearcă schema mea acum. Vezi că ai furat ideea, ce faci? Alo? Vezi că rup tabla, uite că rup tabla. Băi, că o dat pe margine, o stricat tabla. Fărașul a rupt tabla, a rupt. Fărașul, tot le strici, mărioară. Fărașul, tabla, tot o ai stricat aici. Hai să vedem ce iasă, hai să vedem care face cel mai mișto om. Deja am înghețat, deja am pierdut mult timp după mănuși, după alea. Hai. Poate aia făceai tu cu ăla de nuți. Și cum îl pui tu? Așa sau invers? Cam handicapat într-o parte. Băi, al meu ce jegos e de din alea. Ce curat e al tău. Ai luat zăpadă curată. Dar ce e asta, dintr-o bucată? Om, zic eu, om, dintr-o bucată, ce e asta? Nu e dintr-o bucată. E dintr-o bucată, uite măcar al meu arată. Se vede unde e, ca un tort. Dar uite ce mișto arată. Nu arată bine. Am tirat de acolo de unde e. Așa arată omul meu. De zăpadă. Sperăm. Adică om de zăpadă. Găleți de zăpadă, mai degrabă zis, nu? Da. Găleți. Băi, o să-i fac capul tot din găleată, pentru că nu îmi place, nu-mi place capul celălalt. O să-i fac capul mai mic, așa. O să vedeți voi ce vreau să fac acum. Sper să se lipiască și să nu se rupă. Atunci luăm ăsta de aici. Mi se pare ciudat capul ăsta. Și atunci o să iau asta așa. Am o idee, stai că am o idee, nu-i gata. Oprește un pic. Deci asta e tehnica mea și din asta am făcut capul. Ce tare! Hai să vedeți? Uite ce mișto mi-a ieșit și capul. Perfect! Haideți să vedeți aici. Îmi fac cu fața în partea asta. Omul e gata, ne apucăm de retușuri. Acum mă duc să-i caut mâinile în copac undeva. Ia să vedeți de cum noi aici. Da, pare interesant asta. Așa. Așa, ca un monstru o să fie, o să vedeți.
Am bătutucit zăpada asta prea tare și mi-e frică acum să nu sparg. Oh, o mână i-am pus-o. Și mai am. Am scăpat. Mâinile le-am pus, hai să punem și celelalte. Mi-am pus și eu capul acum. Mi-am pus capul. M-a dus să caut brațele acum. Dar ce brațe? De asta nu pot să rup. Nu merge. Nu merge. Una? Astea le-am găsit, n-am putut să rup din copac. Dar zici că va fi handicapat. Una mai lungă, nu mai scurtă, aia e. Mai rup din ele. Să știi că e bine la ochii mei subțire, că intru mai bine. Dar și ce fac? Asta o rup. Așa. Op. E? Ia uite cum stă. Așa stă. Avem aici și itemele care ni le-am ales. Ia-ți care sunt ale tale, eu mi le iau care sunt ale mele, bun. Auzi, dar pune ghezdanul. Peruca aici. Era a ta. Da. Aici, în spate. Pune pe găleată ghezdanul. Îi pun întâi pălăria la domnul. A... Da-te, mami, de aici. Băi, și eu cred că ochii o să-i fac cu spray. Cred că ochii o să-i fac cu spray, tu să ai grijă. Băi, arată cam creepy, cam înfricoșător să mor, da. Eu dacă nu-i creepy, e rău, ăsta e de groază. Așa. Și gura? Gura, cred că tot așa, sau caut eu ceva. Pune banana, nu știu pentru ce am luat-o. Nu fi pervers. Nu sunt pervers. Omul de zăpada lui Roxy. Seamănă cu tine, mărioară. De aia l-a perut. Seamănă cu tine. Bun și pălărie. Al meu e creepy. E? Mișto. Mișto, dar nu-mi place. Tot al meu se iasă mai fain. Pune asta? Pune ce vrei tu, dacă vrei pune no, și sutie. Dacă vrei să o faci sexy. Nu. Sau? Dacă vrei să o faci sexy, pune și sutien. Eu am magicianul. Stai să îi leg, să nu stric ceva pe aici. Așa. Ion, magicianul. Ce mișto arată al meu. Al tău pleacă în concediu în Tenerife. Zici că pleacă în Tenerife. Se duce în Maldive. În Maldive. A ta zici că e gata să se topească. Și al meu zici că e gata să te bântuie. Zici că e de Halloween. Ce? Al tău. Serios? Da. Ho, zici că al meu sperie. The snowman, it's here. Unde te uitai? Nu știu unde mă uitam. Era tare dacă se numește apre. Vreau să nu-l dai acum jos. Uite și ceva să zâmbească, bă, chiar dacă al meu e. Știi că-l facem zâmbăreț oricum. Îi fac un smile. Auleo. Un smile malefic. Un smile malefic, da. Atunci ai facem și noi niște. Oho, the snowman maleficu, ce părere aveți de el? Și al meu. Stai că încă nu i-am pus ceva, că al meu e și cocalar. Dacă nu v-ați întrebat, al meu e cocalar, că eu am ales și ăstea. O să-i punem și un pic un lanț. Eu zic să iau asta, las mai așa, nu? Mm. Asta o punem doar aici, așa jos.
Deci, dragilor, ăștia sunt oamenii noștri de zăpadă, ăsta e al meu, eu i-am spus vrăjitorul malefic, așa mi-a ieșit, n-am vrut să-mi iasă chiar așa, nu m-am gândit că o să arete așa malefic. Asta e al meu, eu zic domnișoara, nu știu, diva, e ca o divă. Da, care pleacă, zici că pleacă în Maldive, în Hawaii, zici. Da. Dacă îi luai, pune-i așa și bios, banul lângă, ca păi zici că pleacă în vacanță. No, acum rămâne la alegerea voastră, voi decideți, voi ne spuneți care om de zăpadă este mai frumos. Dacă credeți că omul meu este mai frumos, puneți Simon în comentarii. Și al meu, dacă mai frumos, puneți Roxy în comentarii. Și dacă vă plac videoclipurile de genul ăsta, noi o să mai facem, dacă se strâng destule like-uri și comentarii și aprecieri și vizualizări, noi o să mai facem vloguri de genul și challenge-uri dacă vă plac genul ăsta de videoclipuri. Până Roxy, uite că stă pe domnișoara mea. Uai, îl vezi că ți-l strică, ți-l mănâncă. Ți-l mă, mami. Deci asta este diva mea. Ia uite ce frumoasă e. Ei, nașpa, un pic peruca asta e cam ciufulită, dar na, de la distracție pleca, știi? Și ăsta e magicianul meu malefic, om de zăpadă. Acum și voi judecați, nu după cum zâmbește sau așa, judecați după cât de frumos e făcut. Acum așa mi-a ieșit, n-am vrut să fie malefic. Știu că toată lumea acum mergeți și alegeți pe ea, dar acum eu sper să am niște voturi și pentru omul meu malefic de zăpadă. Deci, dragilor, eu sunt Simon. Eu sunt Roxana. Și ăsta a fost vlogul nostru cu oamenii de zăpadă. Până data viitoare, v-am pupat, fiți binecuvântați și nu uitați acolo să vă abonați, să apăsați clopoțelul și să dați butonul de like. Hai, pa! Up.